partea care a devenit întreg. Eu cred că în sensul bun al cuvântului, domnul Roșca ne provoacă, pentru că apare întrebarea, oare nu a omis domnul Roșca în acest titlu un semn de întrebare, Moldova, partea care a devenit întreg? Cred că vom încerca să răspundem la această întrebare în această seară. Ce este inovator în abordarea respectivă? Întrebarea e legitimă, așa cum vă spuneam, fiindcă auditoriul care participă la aceste serate este în creștere. Probabil inovația constă în încercarea de oferi abordări noi, de sinteză a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Mulți dintre noi ne-am deprins deja că desfacem firul de păr în patru analizând situațiile cu care se confruntă Republica Moldova. Mult mai complicat este să treci la un alt nivel, de la analize, la eforturi de sinteză. Acest următor nivel de sinteză, deocamdată, din punctul meu de vedere, în societatea noastră moldovenească, rămâne unul intangibil. Pentru atingerea acestui nivel este nevoie de o viziune, iar o viziune care să fie îmbrățișată de cercuri largi, cu influența asupra opiniei publice din țara noastră, o putem desena doar prin aducerea la cel mai mic numitor comun a proiecțiilor pe care le au segmentele de cetățeni pe care mulți dintre cei prezenți astăzi le reprezintă. Inițiatorul acestor întruniri, pe lângă oferta unui cadru de discuții, vine și cu propriile abordări care sunt inserate în această broșură ale celor mai diverse probleme politice, sociale, așa cum spuneam, cu care se confruntă societatea noastră. Într-un astfel de cadru, aceste abordări pot fi testate. În plus, efortul inițiatorului acestor serate este, de fapt, un îndemn la competiție. Eu cred că domnul Iure Roșca nu vrea să se complacă în organizatorul seratelor în care domnia sa este centru de atracție, doar domnia sa, și de aceea cred că aceste serate reprezintă un îndemn și pentru alți concetățeni de-ai noștri activi să intre într-o competiție, pentru că doar într-o competiție de idei, de abordări, putem ajunge la ceea ce își dorește probabil domnul Iure Roșca. Să procedem de la analize, la sinteze și oferte pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. După asta, dacă vom reuși, toți împreună, vor urma alte lucruri și teme foarte interesante. Dacă vom elabora și de o manieră concisă vom putea formula viziuni, va apărea următoarea întrebare. Cine va implementa aceste viziuni? Va fi nevoie de forțe politice sau de fronturi largi, de inițiative cetățenești și așa mai departe. Deci, îndemnul meu este să ne pătrundem cu toții de importanța acestor întâlniri ale noastre, care au loc în bază de voluntariat, dacă vreți. Domnul Roșca ne telefonează pe fiecare în parte, probabil, sau prin mesaje, și iată că noi răspundem la aceste mesaje. Și lucrul ăsta, așa cum spuneam, durează de mai mult timp. De aceea, aici vreau să pun punct intervenției mele și să-i mulțumesc domnului Roșca pentru onoarea de a deschide această întâlnire a noastră. Și vreau ca să invit la această tribună vorbitori care să împărtășească cu noi atitudinea pe care o au față de publicațiile din ultima perioadă, activitatea publicistică, dacă pot spune așa, a domnului Roșca și a ideilor pe care domnia sa încearcă să le inoculeze în societate, să le împărtășească cu noi și să ne invite la o dezbatere, la o competiție, așa cum spuneam, de proiecții pentru viitorul Republicii Moldova.